Păcat că un minister așa de mare și un ministru atât de lăudat cu autostrăzi și a permis ca în prag de sărbători să oprească și acești kilometri care au mai rămas pe calea ferată Giurgiu-București. Știm bine că câțiva ani în urmă a căzut podul de la Grădiștea, iar a fost mai multe etape și multe discuții pe acest pod. Numai că în urmă cu 2 luni, primarul comunei Comana și-a făcut campanie în comună că va face podul. Bineînțeles că n-a avut cine să-l creadă. Am și documentul în fața mea care pot să vi-l dau, de la Emil Boc. Nu s-a făcut decât s-au aprobat indicatorii strict economici, tehnici, ai acestui pod. Însă faptul că au spus că vor reface acel pod cu 150-60 de milioane de euro, iar acum a oprit și trenul care mai mergea de la Giurgiu la Grădiștea, ne face să ne punem semn întrebări. Am fost la gara CFR ca simplu călător, pentru că circul și cu trenul, și mi-au spus că nu este comercial, nu este rentabil, ceea ce nu cred că poate să fie o explicație viabilă în condițiile în care există un sistem național de căi ferate, iar dacă se mai face podul, mai are rost. Sunt informații că se fură de pe calea ferată material fieros. Sunt șuruburile care sunt foarte ușor de scos, calea ferată care e scumpă. De ce oare acest minister nu își pune întrebarea ce facem cu Giurgiu, cu giurgiuvenii? Ne facem doar campanii? Este pus un afiș pe geam că începând cu 1 ianuarie la gara Giurgiu, începând cu 1 ianuarie, trenurile vor fi sistate pe ruta Grădiștea Giurgiu. Pot să vă spun că în comuna Comana există 3 gări CFR, Grădiștea, Comana și Vlad Țepeș. Ce or face acești călători? Grija cui trebuie să rămână? Atât. Atât. Păcat. Giurgiu Venea trebuie să ia poziție față de acest eveniment. În hotărâre de guvern, în care m-a intrat în postul de pe 15 noiembrie, avizează favorabil începerea investițiilor la podul de la Grădiștea, iar peste o lună și jumătate, iată, întrerupe circulația în direcția Giurgiu-Grădiștea. Da. Nu mai înțelegem. Nu mai înțelegem multe de la acest guvern. Dar ce o face acum? Ce ori vrea să facem noi acest PDL? Această doamnă ministru care spune și trimite primarului de la Comana un document să-și facă campanie pe acel pod. Sigur că este o investiție a ministerului. Sigur, nu are treabă primăria Comana cu așa ceva. Dar ce face cu calea ferată? Mulțumesc. Deci, puteți să mergeți.
un talent sau o facilitate.